Salutare tuturor lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților! Băi, astăzi o să discutăm unele chestii importante, deoarece, bă, uite, de exemplu, eu am vorbit cu un tip și zicea că și că-mi trebuie, uite, cu Panda, am vorbit, dar nu e online acum, să-l înjur un pic, și că nu, adică zicea că-ți trebuie, și că skill 3, nu știu ce, ăsta, să intri în mafie și alea la skill 3 la drog și alea, și eu zic că nu trebuie. Deci, da, celor care v-am promis în comentarii chestia asta, că o să intru în PD pentru că în Mafia trebuie skill și destul de greu de făcut. Nu văd ce nu să nu intru în Mafia. Deci Panda, dacă te uiți la ce ți-o clipiști prost. Poate te referi la Mafia în care vrei tu să intri că trebuie skill 3. Dar așa, eu personal am întrebat un helper și a zis că nu trebuie skill 3 să intru în Mafia. Eu, bine, credeam că e regulament diferit pe Pison, că nu joc de Ersam, dar i-am jucat pe Pagheat și de-aia credeam că e ceva regulament schimbat pe serverul ăsta. Dar aparent nu. Uite că nu-ți trebuie niciun skill, deci o să intru în Mafia cel mai probabil. Bă, dacă vreți să-mi fac un cont nou, îl fac level 7 și te rog să nu se termine benzina și îl bag în PD. Pentru că, pentru mine, sincer, adică, multe, multiple reporturi aiurea. Da, mă rog, nu știu frate ce să zic, chiar nu sunt hotărât. Unii vor PD, unii vor Mafie, sincer și eu aș vrea Mafie și ar fi ok să fac ceea ce îmi place, dar nu știu frate, chiar nu sunt hotărât, pentru că ar trebui să ascult și de voi, până la urmă. Deci, na, stați un pic să mă pun mai așa, stați un pic. Așa. Nu știu, pur și simplu frate, nu sunt sigur ce aș vrea să fac pe viitor. Momentan rămân aici, am văd de treabă. O să ies oricum că am luat FV și nu mai are rost. Adică da, am luat FV. Members. Am luat FV. Pentru că l-am jurat pe un tip, i-am cerut scuze, baia e, nu a vrut să retragă postul, eu mi-am cerut scuze pentru că n-am bun simț. Acum m-am enervat și el un pic, eram așa într-o stare mai proastă. Să vin așa, simt într-o stare proastă, să fii nervos și să mai vine și un polițist să-ți ia permisul 3 ore. Toată lumea a fi făcut la fel, am înjurat un pic. Mi-am luat FV, asta e, mi-asum, asta se mai întâmplă, nu e sfârșit de lume, nu e sfârșit de nimic. Mă doare în cur pentru FV-ul ăsta, sincer, adică e un căcat de FV, nu te afectează cu nimic. Nu e ca și cum ai luat ban 7 zile sau ban 90 pentru pec, știi? Nu e chestia, nu e în cazul ăsta, deci da, nu e sfârșitul lumii. Adică o să stau oricum la rank 3, cred că, și până fac level 20 sau 20 și ceva, 22-23 și atunci am intrat în Mafia, m-am dus de aici. Oh my god, dar s-a dus. S-a dus tot, nu mai o să stau aici, m-am dus. Acum, pentru cei care, cărora le plăcea ăsta și cei care au aplicat, uite, de exemplu, Răzvan, mi-au lăsat nimic și mai întreb ce să zic să-mi iau Infernus. Bă, frate, îmi pare rău, dar acum am zis, o să fac și eu un ăsta, un giveaway, dar 50k, ce drag, hai că-i dau 10k, 15, ăsta 50k, ce drag, hai mă că-i dau, ce ID are, Xeno, deci ID, Xeno, nu, hai să-i dăm 10k, 50k e mult, băie. Eu am 400k, dar 50k mi s-au dus. Deja am, de fapt, tream 300k. Hai să-ți fac giveaway-uri, dar acum vă dați seama, dar îi dau la asta 10k, o să mai ceară nu știu câte persoane. Eu îi dau acum, dar nu mai cereți așa bani, frate, că nu pot, nu sunt bancă, nu sunt bancomat, știi ce zic? Am anunț bulangiu de la zic, hai frate, nu dau la unul, dar da. Dați seama că ia 100 care vă 100, 200 care sunt la videoclipul ăsta, o să ceară și bani. Și nu să mai am de unde. Salut, frate. Hai să-mi dea amenda băiatul. Accept ticket 522. Salut! 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 Zis-o-mi, pula mea.
Așa. Hai, mă. Xenul, zice, îl cheamă. Zici transfer slash ID xen slash pin. Deblocăm contul. Transfer 6, 5, 10. Atât, frate, acum o pot să dau și eu. Nu știu cum, sincer, chiar nu. Păi, am acum 376. O să se ducă și ăștia. Fuck. Nu aveam idee ce să zic. Na, acum nu sunt și eu bancomat, mă. Vă gândiți și voi, puii mei, dar... Acum așa, că tu nu zici că și le mai dau și eu. Dar bine, mă, nu veniți toată ziua la mine. Bă, Raul, dai și mie 10k. După ce-ți dau ție 10k, mai vine altul. Bă, Raul, hai, Raul, că ai dat ăla, ai dat și mie 10k. Ce facem aici? Dai ăla și nu dai mie, păi mă dezabonez-o-te în pula mea de prost. Și chestii ce nu, frate, chiar nu sunt bancomat. Acum știu că unii poate o să se supere când o să vadă că nu le dau, dar nu știu, până la mea, frate, nu sunt bancomat, înțelegeți? Nu sunt aici pe SAM, nu mi-am făcut contul, n-am muncit pentru banii ăștia, să vă dau voi ăștia, adică, cred că și voi să face la fel în locul meu, adică, uite, de exemplu, faceți level 7, uite ce prost ăsta, faceți level 7, dați și voi în rom și ați făcut 70k, frate, 70k, eu sunt ok pe serverul ăsta, adică, poți să-ți iei, uite, o mașină, un de-asta, poți să-ți iei un... Blista Compact, care e ok pentru începători. Bine, oricum îți dă mașină de tutorial, dar zic așa ca idee. Sunt unele chestii care poți să ți le iei de un rob. Și sunt multe chestii care poți să le iei de un rob. Și dai așa rob în fiecare seară, într-o lună ai făcut... Infernul ți-l luau și casa ți-l luau de toate dacă dai rob în fiecare seară, știi? Nu-i bine să iei toate bijuteriile, deci nu-i... Așa se face averea. Eu n-am dat roburi, eu mai mult bani din referral, care vă mulțumesc foarte mult că v-ați băgat cu referalul meu. Referalul o să vi-l las în descriere și la acest videoclip, dacă vreți să vă logați. Și da, am zis să fac giveaway-uri, dar nu giveaway-uri așa, giveaway după giveaway, pentru că am scos ceva bani, dar banii aia deja s-au dus. Na, raportul aia să încep și o să-l fac și ea, pula, ce să faci raport. Am să fac și să dau și accept, dar nu știu, oricum. Dai ce? La familia s-a reunit. Aplicații pe RPG, cerințe minime seriozitate. Cerințe minime seriozitate, nu? Trebuie să fii serios. Asta e minimul, să intri în clan. Da, și level 30. Da, ce să zic? Nu știu ce să zic. Get mats, nu? Get mats. Get materials. Mergi la un depozit de materiale. Da, și asta vă zic. Acum mai dau și un 5K, un 10K? Da. Am mai dat, uite, de exemplu, ieri am dat la Răzvan câțiva bani, am mai dat la nu știu câți bani, adică nu sunt bulangiu de la... Dar acum, nu pot, frate, să fiu bancomat, acum, serios. Chiar nu pot. Adică dacă aș fi un de la cu bani gârlă, să am 10-15 milioane, cum au alții, sau ce 10-15 milioane, că să am 100 de milioane, cum au alții, da, aș da. Cred că aș da și 100 de mii cu aia. Aș da și, ai, un milion aș da. Aș da 100 de mii de dolari. Ce trec? Mor pentru bani, eh? Da, frate, dacă aș avea casă, Maverick, Infernus, multe chestii și 100k, l-aș da, frate, la toți. Bă, ce trec? Mor pentru 100k dintr-un milion? Din 100 de milioane? Nu, nu mor, dar așa, dacă am 300k, cere 50k, păi atunci e mai grav. Bine, oricum mai zic că mai are nevoie de 50k, nu mai are, că să-i dau eu 50k. Dar eu, na, nu sunt bancomat. Hai să încheiem subiectul. Da, faza cam AFV. Hai să vă și arăt aici postul care mi l-a făcut acel băiat. Sper să nu vă arăt altceva. Hai să vă arăt și referalul că... Nu te-mi paro să ai bogați, deci câte miliarde de dolari am scos de pe urma voastră. Mi-am scos niște miliarde de dolari am scos de pe urma voastră. Băi, am folosit de voi... nu, glumeam. Ai uite, n-ați 50.000 și 30.000 de respect, mai mult pentru punctele astea de respect. Ok, hai să vedem. Bam! Bam! Ia uite. Got affection word. He received affection word. Na, ce să zic, frate? Uite. Tipul ăsta e ăla, adică ăsta care nu da așa amenda acum. Na, ce să zic, frate? Nu-i, wow, word 2 din 3, bă, dar e periculos, băiatul ăsta rău de tot. Da, bana mea, frate, nu știu, chiar,
Oh, vreau să ajungă la asta, dar dacă se ajunge, se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Am contul Raul 2K. Ăsta e contul pe care vreau să-l bag în BD. Bine, level 6, nu 7. Bine, dar cred că pot dau mai level pentru 7, dar nu dau foarte mare. Și contul Zeto 2K mai e. Zeto 2K. Și asta fac level 6. Pentru că vreau să le bag în alte facțiuni. Adică, bine, facțiunea asta e o șapte. Și să fiu prezent la ora 10 pentru oră și să fac și raportul PD, mi se pare chiar super, super greu. Adică, nu, chiar nu e greu să stai la ora 10 fiecare seară, de la 8 la 10, mă rog, și să faci câteva arresturi acolo. Chiar nu e deloc greu. Aia se fac ușor, aresturile și orurile trebuie să tragi lună sau te dau ăștia afară. Oricum, facțiunea asta, cred că maxim 2-3 zile mai stau. Cred că nu mai stau la rancuri, 2-3 zile maxim, 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 și m-am dus, bye bye, salut, la revedere, adio, tot ce vreți să faceți. Dar am 23 de zile, în fază e că am 23 de zile. Astăzi au făcut 23. Mâine, la 25 de zile, cred că ies. E un sfert dintr-o sută, zic eu, păi, destul de stat, îmi spune instructor, având în vedere că am luat și un faction word care, da, nu prea era ok să-l iau. Pentru că n-am făcut greșeli la chestii, nu, pentru limbaj l-am luat. Pentru limbaj, că nu m-am putut abține și... Și nu te poți rate abține când ești nervos și mai bine și unul și-ți dă amendă, că nu amendă, stai, mi-a luat și permisul 3 ore, da. Chiar nu te simți de bine. Da, așa se zic ceva la cealaltă sala. Așa. Can I be your boyfriend? Îmi dă acum, avem dă și un invite în cuie mie. Doamne, cu bine, la catering, bă, da, mă, what the fuck? Acum să vezi că îmi dă ăsta, an invite din facțiune pe motiv gay. da. Bă, sper că vă place noul microfon, adică oricum e mai bine decât ăla să se întrerupă. Acum, ce s-a auzit un pic de mișcare, da, am mișcat un pic microfonul, l-am dat mai spre mine pentru că acum stau foarte întins și na, pana mea. Păi, gărți, ready the game. You didn't get the joke. Da, bana mea, frate, oricum v-am zis, Mafii cred că ar fi cea mai bună alegere să fiu Mafii. Pentru că, bana mea, frate, nu știu, pur și simplu, îmi place mie aceasta de Uai, deci chiar fac chestia asta, mamă, ce idee, mi-a dat, hai să o fac. Dar nu, bă, nu, că... Nu, că după aia poate, adică e și helper și... Oi, nu, e ok, ce mai de asta. Yes, we will do it all members of the same time. Bă, ar fi ceva să faci chestia... Mi-a dat o idee... După ce mi-a dat o idee... Să intru așa cu câțiva prieteni, să dăm să deși și alții să fim fără boyfriend și ce dracu. Păi tot? Chestiile alea nu erau aici cumva? Și bam! Și te-ai dus. Zi s-a dus! Du-te, 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 du-te! Hai, nu cred! Trebuia să pun și frână, să fie doar el! Ai, da, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Oricum, nu ești dat să apăsați butonul de subscribe și... Da, o să încerc să intru zilele astea, săptămânile astea, lunile astea în mafie. Până atunci, da, o să încerc să postez și alte jocuri pe canal, pentru că n-am mai postat ceva timp alte jocuri, oricum, o să încerc, eu și cu ăștia. Da, o să încerc să postez și alte jocuri. Am n-am idei, chiar n-am idei, pentru că ce se v-am zis că nu mai joc. Nu prea, chiar nu mai am așa idei în cap. E pentru că e seria principală de pe canal, Samp, cu Samp am crescut canalul, nu știu, toate chestiile sunt făcute pe Samp, practic, și...
De-aia o să postez până mă las. Care nu cred că o să umble prea curând decât când o să se lase majoritatea. Vă dați seama că până la urmă jocul ăsta o să moară. Din păcate, pentru că ar fi fost frumos să vadă Rockstar că încă câțiva. Nu poți, frate, că e joc gratis ce până. Deși trebuie să facă Rockstar update-ul pentru un joc gratis. Dar contează că playerii și unii care chiar vor, oamenii, de fapt îl fac jocul ăsta să nu moară. Pentru că, dacă n-ar fi fost oameni, gen să nu existe Sampu, să nu fi făcut tipul ăla care a făcut Sampu, adică, mă rog, Sampu, launcherul ăla cu care pornește GTA-ul. Sincer, nu s-ar mai fi jucat așa de mult GTA San Andreas. Dar se joacă așa de mult pentru că încă e Sampu și poți să joci cu altcineva. Și aia care au făcut modurile chiar sunt foarte, foarte apreciați pentru că, uite, și mâinile nu mai sunt unite și se vede foarte realistic, frate, foarte realistic. Doar datorită modurilor pe care le-au făcut playerii, nu? Și asta e faza, frate. Dacă n-ar fi fost playerii, sincer, GTA ar fi murit de mult. Sampo ar fi murit mult. Pentru că, na, ei îl fac, el construiesc, ei îl fac mai bun. Dar oricum, sper că v-a plăcut, fraților, acest episod. Eu o să încerc să intru în altă facțiune, cel puțin, oricum, altă mafie, na, mă rog. Altă mafie și ne vedem data viitoare.